Eu sunt Leili și acesta este un nou episod din vlog. Așa că să începem. Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, vom face un back to school pentru că mi-am luat de curând câteva rechizite. Bine, pe unele le aveam și dinainte și am zis să le combin ca să fie mai multe. Ca să vi le prezint și vouă, voiam să vă spun doar un singur lucru. Eu mai am câteva rechizite și din Anglia, deci o să vi le arăt și pe acelea și dacă vă plac, mă bucur foarte mult. Voi începe cu cele din Anglia pentru că sunt mai puține, iar după vom trece la cele din România pentru că sunt acestea, plus gheozda. Vom începe cu aceste două penare care mie îmi plac super, 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 super mult. Unul este așa holographic, ba, și acesta este așa. Continuăm cu aceste pixuri colorate. Sunt foarte drăguțe și o să le desfacem împreună. N-am desfăcut nimic, deci nimic nu am desfăcut ca să le desfac cu voi. Așa arată. Super drăguțe și hai să încercăm și o culoare. Ți-a plăcut? Să vedem. Uitați așa, se vede bine pe cam. Se vede mai ciudat. Dar toată e culoare foarte drăguță. Continuăm cu acest ananas. Este un suport pentru creioane pe care îl vom desface imediat. Am zis că n-am desfăcut nimic. Să le desfac cu voi. Dar, după cum știți, nu știu să le desfac așa. Nu știu de ce am mai așteptat. Ok, deci l-am desfăcut. Nu eu, dar nu contează. Ce drăguțe. Cam așa arată. Mi-a plăcut super mult. Așa arată în interior. Și o să-mi țin diferite chestii, cum ar fi creioane, pixuri, lucruri de care am în general nevoie pentru la școală, dar o să-l țin acasă. Acum voi lua această piesă de geometrie, care e așa metalică, super tare. Așa arată. Vedem imediat ce cum arată. Așa arată. Avem această riglă de 15, opa, 15 cm, două echiere și raportor. Continuăm cu aceste post-ituri. Sunt culori obișnuite, roz, verde, portocaliu și galben, dar mi-a plăcut că există și aceste post-ituri super mari. Nu știu, în România nu prea am văzut, bine, nici nu prea m-am interesat eu foarte bine. Și aici au riglă, mă rog, ceva de riglă, se pare super tare. Sunt super... A, asta e așa, ca o cărticică. Trecem la ultimul lucru. De fapt, ultimele lucruri, pentru că sunt mai multe pixuri. Acestea trei din Londra. Sunt acestea la fel. Și așa arată. Foarte drăguțe. Scrie London. Avem un pix cu Big Bang. Uite. Și scrie ceva? Nu, nu scrie. Ba da, scrie London aici. Acolo sus. Mă rog, nu știu dacă se vede. Și aici are Big Bang-ul. Aici înăuntru. Și scrie aici Londra. Și ultimul pic care îmi place super mult e acesta pe care scrie ghiciți tot Londra. Și are aici un diamant. Ceva de genul o să arate acesta, doar că cu mult mai multe pixuri. Acum, după cum am spus, vom începe cu lucrurile din România. Majoritatea rechizitelor pe care le-am luat sunt din Jumbo, din Carrefour și de la librărie. Încă o chestie, nu mă sponsorizează nimeni, doar voiam să vă spun ca să nu primesc foarte multe întrebări de unde-i luat, de unde-i luat, de unde-i luat. Dar nu mă supărat de cum ar sponsoriza ceva, cineva. Și vom începe cu acest ghiozdan. E încăpător, are două compartimente, în interior mai are ceva compartimente. Îmi place super mult. E roz, îmi place rozul. Foarte drăguț. Deci, am terminat cu ghiozdanul. Nu trebuia să fac asta. Continuăm cu aceste două caiete.
care, mă rog, nu sunt chiar caiete și nu sunt pentru școală, dar voiam să vi le arăt și vouă. Acesta cu caiete, foarte drăguț. Și acesta, foarte drăguț. O să scriu acest pix, pentru că îmi place foarte mult și se potrivește, pentru că sunt ambele roz. Că tot v-am arătat pixul acela, o să vă arăt și pixul acesta și o să vă arăt și coșul ăsta, pentru că l-am arăt. Deci, da, mai un pix așa, foarte drăguț. Deci, face așa și turcoaz. Și acest coș. Mi-a plăcut super mult. O să pun hârtie folosită, adică după ce le folosesc o să le arunc acolo. Și îmi place foarte mult. Continuăm cu aceste etichete. Mi s-au părut super drăguțe. Îmi plac astea. Sunt super drăguțe. Continuăm cu niște caiete de matematică mici. Așa. După mai am două gume. Foarte drăguțe de la Bic. Și acestea sunt gumele mele preferate pentru că șterg foarte bine. Mi-am mai luat acest tabel periodic al elementelor. Pentru că anul acesta trec a 7-a și fac chimie și chiar dacă momentan nu înțeleg nimic de aici, o să mă prind pe parcurs și o să-mi folosească la chimie. Mai avem și niște coperte. Mie îmi plac acestea deoarece sunt transparente și, opa, acestea sunt pentru caietele mici, acestea pentru caietele mari și acestea pentru caietele mai diferite și super dubioase, mă rog, nu sunt dubioase, și se lipește coperta direct pe cărți. Mai avem aici caiete, mai avem câteva caiete, o să vi le arăt după. Avem aceste 4 caiete, avem 3 de română de culori diferite și unul de matematică. Și mai avem unul de română, dar cu alt model. Bang, 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 bang. Mai avem un top de hârtie A4 pentru imprimată, pentru că mai aveam hârtie de... Au! Și, da, de acesta aveam mare nevoie. Hârtie copiator. Asta scrie. Mai avem ultimele caiete. Sper. Nu, nu sunt ultimele caiete. Acestea îmi plac foarte mult pentru că sunt așa colorate. Și avem acesta. Super drăguț. Îmi place foarte mult că au coperta cartonată. Și sunt de română. Ah, ce tare! Au niște fui albastre. Aici. Aici și aici. Și sunt foarte, foarte, foarte tari. Mai avem acest caiet cu flamingo, care este tot de română, toate sunt de română. Acesta nu are foi, dar tot îmi place. Alt caiet este acesta, tot colorat, care îmi place. Și e tot de română. Și ultimul caiet mare este acesta și așa 3D, uitați. Și are aici spirală și asta are foi colorat. Are foi galbene și foi verzi. Ok, și acum să luăm astea. Mai am aceasta pe care scrie back to school, această cutiuță. Și se închide dacă nu pot. Deci le voi lua pe acestea de aici. Începem cu creioanele, pentru că sunt foarte multe. Atât. Bine. Avem aceste coloane. Avem aceste creioane de la Bic. Sunt verzi, sunt obișnuite normale. Aceste creioane, tot normal, doar că sunt colorate. Adică scriu normal, dar sunt colorate. Și aceste creioane, care sunt HB. Avem pensule, pentru că sunt la capitolul de pensule, mai avem un borcanaș. Un borcanaș și acuarele. Asta am un set mare de 24 de culori.
foarte, foarte, foarte drăguțe și mai era zis și mai am niște acoarele. Cam așa arată și îmi plac. Mai avem aceste caiete și ultimele, în sfârșit, terminăm cu caietele. Aceste două caiete de muzică și acest caiet cu foaie. Și mai avem lipici de la Uhu Stick. Așa arată. Îmi plac foarte mult. Mai avem aceste creioane pe care eu le iubesc. Aveam niște creioane care îmi plăceau mult mai mult, dar că nu le-am găsit, așa că le-am luat pe acestea pentru că și acestea sunt foarte bune. Mai avem o ascuțitoare care e foarte tare, îmi place foarte mult cum ascute creioanele. Mai avem acest creion corector. E gen pastă corector, dar că e în stil de creion. Și mai avem scotch, mai avem un pic și mai avem două truse de geometrie, una roz, una albastră. Aceasta este mai mică și aceasta este mai mare și o să vă arăt imediat o chestie. Ta-dam! Se pot îndoi și mi se pare un lucru super bun pentru că asta înseamnă că nu se pot rupe atât de ușor. Acesta a fost vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag emojifam. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!